Astăzi am cules prunele pentru că sunt coapte și pentru că vreau să facem o rețetă consacrată, găluște cu prune. Se apropie toamna, anotimpul legumelor și al fructelor, al murăturilor și al dulcețurilor, deci, dragi gospodine, succes la bucătărit! Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de cartofi, 250 g de zahăr plus încă 4 linguri, 2 ouă, o lingură de scorțișoară pudră, 2 linguri de ulei, 50 de grame de unt, 300 de grame de pesmet, 1 kg de prune, 350 de grame de făină și sare. Punem cartofii la fiert timp de 30-40 de minute. Peste prune punem cele 4 linguri de zahăr. Într-o cratiță punem untul la călit, după care adăugăm pesmetul și călim bine până devine auriu. Adăugăm apoi zahărul și scorțișoara și amestecăm cu grijă să nu se ardă. După ce cartofii s-au răcit, îi dăm prin blender, adăugăm cele 2 ouă, cele 2 linguri de ulei, un praf de sare și făina și amestecăm bine până devine un aluat. În funcție de soiul cartofilor, vom avea nevoie de mai multă sau mai puțină făină. Avem nevoie de un aluat omogen și doar puțin lipicios. Trecem la modelarea găluștelor, luând o bucată de aluat, puțină făină și aplatizăm bine. Așezăm o prună în mijloc și modelăm aluatul, asigurându-ne că învelim pruna complet. Într-un vas cu apă clocotită, așezăm ușor găluștele și le lăsăm să fiarbă până se ridică la suprafață, semn că sunt fierte. Găluștele sunt gata, le scoatem cu o lingură din apă și le îmbrăcăm bine în pesmet. Apoi le așezăm pe o farfurie și le servim calde sau reci. Vă doresc poftă bună! Iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru noi rețete!